Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Rezistența 360. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi în numele întregii comunități Rezistența pentru mesajele de susținere și pentru mesajele pe care ni le-ați trimis în timpul emisiunii trecute. A fost una ușor diferită pentru noi, dar ne bucurăm că am reușit cumva să ne răspundem și noi și să vă răspundem și vouă multor întrebări care ne săcăiau de ceva timp legat de ce se întâmplă în justiție. De asemenea, invitata noastră de săptămâna trecută a fost foarte deschisă în a ne ajuta să lămurim lucrurile astea și pentru asta îi mulțumim încă o dată. Acum ceva timp spuneam că ne-am dorit să nu fie cazul să facem prea des ediții speciale ale emisiunii, care, după cum știți, e săptămânală. Însă, după cum spunea și Thomas Jefferson, atunci când injustiția devine lege, rezistența devine obligație. Și așa a ajuns și emisiunea de astăzi să aibă această temă. O avem alături de noi pe Raluca Prună, funcționar la Comisia Europeană și ministru de justiție în guvernul Cioloș. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Raluca, în continuarea cumva firească a discuției pe care am inițiat-o săptămâna trecută, aș vrea să discutăm un pic despre ce se întâmplă acum cu legile justiției, de ce urgența asta pe care ne e foarte greu să o înțelegem. Și aș vrea să începem cu o declarație pe care a făcut-o ieri președintele Iohannis și care spunea așa: niciodată nu am avut până acum o astfel de procedură viciată de legiferare. Pachet de lege asumat de ministru, cerut avize, toate negative. Nu se lasă ministru, se duce fără să aibă drept de inițiativă legislativă în Parlament, le dă fizic parlamentarii, le iau ca și cum le-ar fi creat acasă. Așa ceva nu, așa nu se legiferează. Sună puțin halucinant. Cum de e posibil așa ceva? Cum se poate ajunge la o situație în care ministrul de justiție să acționeze în maniera asta? Păi nu numai că sună halucinant, chiar este halucinant, pentru că guvernul are un drept de inițiativă legislativă, după cum bine știm, și ceea ce domnul ministru Toader ne-a lăsat să înțelegem, cel puțin din data de 23 august anul acesta, când a ieșit public cu un PowerPoint care ținea loc de proiecte, deci la acea dată ne-a lăsat să înțelegem că pregătește un pachet de modificare ale celor trei legi adoptate în 2004 și toți am înțeles, cred, că urmează o procedură în care proiectele vor fi adoptate de guvern și vor fi transmise Parlamentului. Și, într-adevăr, după aceea procedura a deraiat, ca să spun așa. Am avut un guvern care a spus, prin vocea premierului, dacă nu mă înșel, că până la urmă nu va fi o inițiativă adoptată, o inițiativă, un proiect de lege adoptat de guvern, ci va fi o inițiativă legislativă parlamentară. Am asistat cu toții la vizita făcută la Comisia Specială, vizită făcută de domnul ministru Toader. Cred că nici la acel moment nu exista practic un proiect, dar în fine, tot acest suspans s-a terminat pe 31 octombrie, când un număr de deputați și senatori al de PSD din coaliția de la guvernare și-au asumat o inițiativă legislativă. Și trebuie spus că ceea ce a fost publicat pe pagina Camerei Deputaților, cele trei proiecte, sunt proiecte diferite față de cele pe care domnul ministru Toader le-a promovat. De asemenea, se leagă cumva, următoarea întrebare pe care o pregătisem era legată de faptul că anul trecut a inițiat modificarea legilor justiției și voiam să te întreb de ce a fost nevoie de o astfel de inițiativă atunci? O să fac, fără să zăbovesc prea mult, câteva scurte precizări ca toți să înțelegem. Acest pachet de legi ale justiției, deci sunt trei legi care au fost adoptate în 2004 și adoptarea lor a fost o condiție esențială pentru ca în cursul negocierilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană, capitolul pe justiție și afaceri interne, cum se numea atunci, să poată fi închis. Și pachetul a fost adoptat în luna august 2004, era ministru al justiției atunci domnul Cristian Diaconescu și vreau să menționez acest lucru, pentru că se lucrase cel puțin din 2002 și nu reușeam să avem acest pachet. Deci, bun, avem un pachet adoptat în 2004
Și la 13 ani după adoptarea lui, magistratura, prin Consiliul Superior al Magistraturii, prin vocile magistraților, din aplicarea unor legi, nu este ceva nefiresc ca după 13 ani sau după 10 ani să încerc să corectez acele legi acolo, acolo unde ele nu funcționează. Când eu am venit la Ministerul Justiției, găsisem deja un pachet legislativ pregătit de fostul Consiliu Superior al Magistraturii, care fusese consultat, care a consultat magistratura, a trimis aceste proiecte la toate instanțele și parchetele din România, existase și un vot pentru fiecare prevedere. Deci eu am primit acest pachet legislativ și în urma discuțiilor cu asociațiile de magistrați, cu toate asociațiile de magistrați din România, care mi-au spus că sunt încă prevederi despre care ar mai dori să discute, am lucrat la ele împreună cu asociațiile respective, dar și cu reprezentanții în alte curți de casație și justiție, CSM, Parchetul General, deci cu toate părțile interesate în acest proces. Am avut o consultare largă, o consultare publică largă, potrivit legii în vigoare în România, pentru că, așa cum știi, avem o lege care 52/2003 care obligă guvernul să facă o consultare înainte de promovarea unei asemenea inițiative, astfel încât la plecarea mea am lăsat pe masa guvernului care ne-a succedat un pachet care fusese consultat pe larg, dacă pot să spun. Exact. Așa că urgența, și închei, urgența acum nu se justifică, deci fie se putea prelua acel pachet și se putea discuta dacă mai era ceva de discutat, însă modalitatea în care s-a procedat cu schimbări, întâi domnul ministru Toader a încercat să ne spună că de fapt pachetul pe care l-a anunțat pe 23 august e pachetul din 2016, exact. Lucru care nu era adevărat, pentru că în mare parte era, însă este suficient să bagi câteva prevederi care subminează complet independența justiției în România, astfel încât să spui că pachetul e complet diferit. Și a început toată această sagă din care eu cred că nici juriștii nu înțeleg mare lucru, cu atât mai puțin juriștii. Deci urgență de a adopta într-o asemenea procedură parlamentară specială, e o procedură de urgență, nu există și nu se justifică, în opinia mea. Dar astăzi, după declarațiile de ieri ale președintelui Iohannis, astăzi domnul Dragnea a ieșit public și a spus că ce a înțeles domnia sa din discursul președintelui este că îi susține și că președintele îi încurajează să meargă în continuare cu reformele pe care le pregătesc. Și mi se pare cumva că discursurile astea seamănă foarte tare. Domnul Todor a ieșit public și a spus că nu a mai pus proiectul în dezbatere pentru că deja era pus de perfilarea tehnocraților. Și atunci, întrebarea mea este, aceste afirmații nu sunt verificabile? Nu sunt contestabile? Un ministru de justiție poate pur și simplu să iasă și să mintă fără ca cineva să reacționeze și să fie tras la răspundere? Păi nu știu, eu cred că noi toți reacționăm ascultând, sigur, și văzând modul oarecum nedemn în care un jurist care se întâmplă să fie ministrul justiției acum procedează cu privire la aceste legi, procedează exact ca Pilat din Pont, știți, se duce la Parlament, prezintă un pachet. Eu din ce țin minte, în comisie, în clipa în care prezenta pachetul, deputați și senatori ai opoziției spuneau că nici n-au văzut, că ei nu aveau texte. Deci tot acest lucru este o modalitate, ca să fiu elegantă, o modalitate complet nedemnă de a promova niște legi organice, niște legi care reglementează o putere în stat, care e puterea judecătorească. Deci aici nu știu ce ar mai fi de comentat. Cât privește ceea ce spune domnul Dragnea, eu vă spun sincer că de multe ori am impresia, ascultându-l, că sunt luată, vorbesc în numele meu personal, că sunt luată peste picior. Ascultând al treilea om în stat cum se raportează, eu cred că mesajul președintelui a fost foarte clar și că indiferent ce ne spune al treilea om în stat sau oricine altcineva, dacă avem urechi de auzit, mesajul președintelui a fost foarte clar și mesajul președintelui este și unul simplu: nu există urgență, cred asta și eu că a fost ministru al justiției și cel mai important este, nu ce cred eu,
și ce cred cei 4.000 de magistrați, aproape 4.000, care înseamnă aproape două treimi din magistrații din țara aceasta. Și ei spun că pachetul acesta de legi trebuie adoptat altfel, nu în modalitatea în care se procedează acum. Magistrații la care faci referire critică vehement pachetul de legi, proiectul acesta de modificare, spunând că inclusiv ne încalcă flagrant mecanismul de verificare și cooperare. Ce este acest MCV despre care domnii Tăriceanu și Dragnea ne spuneau inclusiv astăzi că nu mai avem nevoie? Cred că și doamna Ana Bircea spunea că nu mai e nevoie și că este ceva ce mai degrabă ne creează dificultăți și probleme și că România ar fi mult mai bine fără el. În termeni simpli, în limba română, ce este acest mecanism de cooperare și verificare? La ce ne ajută el concret? De ce nu e bine să-l încălcăm? Sau ce sancțiune ar atrage dacă l-am încălcat? Am spus că la sfârșitul anului 2004, urmarea adoptării acestui pachet de legi, cele trei legi despre care vorbim acum, despre modificarea cărora vorbim acum, deci s-au adoptat în 2004. La începutul anului 2005, Comisia Europeană a adoptat, pentru că vorbeam de niște legi noi care încă nu fuseseră aplicate și nu exista o garanție că aplicarea lor, știți, nu e suficient numai să ai legi. Important este să fii și foarte serios atunci când le aplici. Și atunci Comisia a instituit mecanismul acesta de verificare și cooperare, care nu este un mecanism de monitorizare, ci este un mecanism, așa cum îi spune și numele, prin care Comisia cooperează cu partea română în aplicarea acestor legi, astfel încât să existe garanția că justiția în România și modalitatea în care justiția ca serviciu public, modalitatea în care justiția funcționează, este una independentă. Avem acel mecanism de mai bine de 10 ani de când suntem stat membru și sigur că în mod ideal ar fi trebuit ca acest mecanism să poată fi ridicat. Spun în mod ideal, dacă România ar fi arătat că toate schimbările în magistratura română și nu numai, pentru că mecanismul nu privește numai modul de funcționare a justiției, mecanismul mai privește și lupta împotriva corupției. Dacă noi am fi arătat că toate aceste schimbări sunt irreversibile și că nu mai există cale de întors, sigur că atunci și Comisia Europeană ar fi putut da un orizont de așteptare rezonabil pentru ridicarea mecanismului. Anul trecut, când am fost ministru, am discutat ca toți predecesorii mei cu Comisia Europeană în aplicarea acestui mecanism, să cred că acum orice cuvinte sunt de prisos. Ceea ce s-a întâmplat prin herupismul adoptării noaptea Ordonanței 13, cred că ne arată nu numai Comisiei Europene, dar și nouă ca cetățeni români, că ceea ce s-a câștigat în acești 10 ani, să zicem, de la aderarea, ca să ne referim numai de la momentul aderării, nu este un lucru care este garantat, ci este un lucru pentru care trebuie să luptăm în fiecare zi. Dar aș vrea să facem un pic de fact-checking pe afirmația asta. Mecanismul de cooperare și verificare este ceva care ne încurcă, este ceva care ne face viața mai grea. Adică, ok, dincolo de faptul că pentru anumiți corupți înțeleg că e o problemă, pentru oamenii ăștia care ne conduc și care vin și ne spun la televizor și nouă și celor care se uită la televizor mai mult, că acest MCV este un lucru foarte rău. Nu, e adevărat? Știi cum este, Andy? Eu aș răspunde prin exact ultima luare de poziție a majorității zdrobitoare a magistraților din această țară. Faptul că memoriul pe care, repet, 4.000, în jur de 4.000 de magistrați l-au semnat, memoriul acesta face referire specifică la termenii mecanismului de cooperare și verificare, arată foarte clar că cei, dacă vreți, în ghilimele, monitorizați, chiar ei înșiși, magistratura română recunoaște cât anume a ajutat acest mecanism societatea românească pentru că ea să ajungă aici unde a ajuns. Deci eu cred că mecanismul nu a făcut altceva decât să garanteze ca asemenea derapaje politice ca cele la care asistăm acum în acest an de guvernare PSD-ALDE în materie de justiție nu se produc. Raluca, un alt lucru la care oamenii au început să fie foarte sensibili este noțiunea de OUG, de ordonanță de urgență. Ce sunt OUG-urile astea? De ce a ajuns să ne fie atât de, să fim atât de, să avem atitudine adversă față de ele?
De ce pare că se abuzează de aceste OUG-uri? Bun, asta este o discuție puțin mai amplă. Ordonanțele de urgență sunt niște acte, spune Constituția, care au niște acte legislative cu putere de lege, deci au exact efectul unei legi, numai că în loc să fie adoptate de Parlament, cum este firesc, un asemenea act este adoptat de guvern. Se numesc ordonanțe de urgență pentru că atunci când adopți un asemenea act trebuie să justifici ce anume este atât de urgent încât în loc să te duci în Parlament și să legiferezi prin lege, alegi să faci asta printr-o ordonanță. Și sigur, acum nu știu dacă este important să intrăm în mecanica aceasta constituțională. Ordonanța merge după aceea în Parlament care și poate fi respinsă, poate fi modificată sau poate fi acceptată. Deci, finalmente, orice ordonanță ajunge pe masa Parlamentului. Sigur însă că, din păcate, și aici o să mă refer la experiența mea anul trecut, eu însă mi-am fost în situația de a adopta ordonanțe de urgență, nu știu, ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale, de exemplu, decizia în termeni așa profani privind interceptările, nu puteam ca ministru să nu fac nimic și nu ne puteam permite nici măcar o secundă de pauză între decizia Curții și momentul la care Parlamentul ar fi putut adopta o lege. Și atunci, pentru a complini, aveam o situație de urgență, atunci am adoptat o ordonanță de urgență. Din păcate, uneori Parlamentul, și iarăși mă voi referi la o experiență anului trecut, când eu mi-am preluat mandatul, erau foarte multe decizii ale Curții Constituționale care modificau prevederi din codul de procedură penală sau din codul penal și cerau să se pună în acord acele prevederi declarate neconstituționale cu deciziile Curții. Aveam câteva zeci de asemenea decizii ale Curții Constituționale pe care Parlamentul, în ciuda, eu vă spun, eu am încercat prima mea jumătate de mandat să intru în dialog cu Parlamentul și să începem să lucrăm astfel încât prin lege să fie puse în acord aceste prevederi. N-am reușit, am moștenit, ca să spun așa, un bazar legislativ în care Ministerul Justiției și Guvernul, urmarea fiecarei decizii a Curții, promova un act, un proiect pentru... Și în Parlament existau câteva zeci de asemenea proiecte, unele aflate în diverse faze ale procedurii legislative, iar în timpul acesta judecătorii din această țară trebuiau să judece cu codul penal, cu codul de procedură penală și cu un teancă, așa eu l-am și arătat la televizor, așa pentru a vedea efectul vizual. Era un teancă atâta de decizii ale curții pe care judecătorii trebuiau să se uite. Nereușind să discut, să avansez, de fapt. Parlamentul îmi spunea, da, 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 vom face, vom începe, dar nu făceau decât să amâne fără termen această procedură. Am ales calea unei ordonanțe de urgență pentru că mi s-a părut că trebuie să pun în mâinile judecătorului din această țară un cadru legislativ clar. Ok, deci ordonanța de urgență nu e așa un instrument din ăsta malefic, ci pur și simplu ordonanțele de urgență au ajuns în ultimele luni să fie folosite incorrect, neetic? Să fie folosite, cum să spun, nu e deloc un instrument malefic. Am spus că se prevede în Constituție posibilitatea adoptării unor asemenea acte. Însă chiar numele lor îți spune când le poți adopta. În situații de urgență, care nu suferă amânare până când Parlamentul ar adopta o lege. Însă sigur că e de dorit ca un guvern să nu abuzeze de ordonanțe de urgență. Dar poate fi împiedicat? Există un număr de ordonanțe? Nu poate există fi. Anumite nu, criterii? Nu, mai... nu poate fi împiedicat. Există, știu că s-au făcut statistici, există guverne. În mod foarte ciudat, știți, PSD-ul care anul trecut, pe mine cel puțin, m-a criticat destul de mult că am promovat 2-3 ordonanțe de urgență. În mod foarte curios, PSD-ul însuși în guvernul care a precedat guvernul tehnocrat a făcut uz de mult mai multe ordonanțe de urgență, având totuși fiind un guvern PSD cu o majoritate lejeră în Parlament. Creu moștenirea, așa că s-a observat. Mi se pare o ipocrizie aici și, nu știu, dacă eu aș fi în Parlament, m-aș gândi
De ce anume guvernele, inclusiv cele pe care eu le susțin, eu ca majoritate, nu știu, PSD în cazul acesta, le susțin, de ce anume guvernele trebuie să adopte ordonanțe de urgență. Poate că ceva în Parlament nu e destul de, de bine, nu funcționează destul de bine. Referitor la, la ordonanțe și la ce spuneai, apropo de la cele, referitor la cele două, trei pe care le-ai dat anul trecut, la începutul lui 2016 a emis o ordonanță de urgență care a suspendat temporar articolul care le permitea deținuților să-și scadă pedepsele scriind cărți. De ce ai dat această ordonanță și de ce doar temporar? Păi, am dat această ordonanță pentru că, în primul rând, că se vorbea foarte mult despre numărul foarte mare de lucrări științifice elaborate în penitenciar și am cerut date de la ANP și am văzut că, nu știu, în anul 2015 creșterea era absolut spectaculoasă. Și mi s-a părut, nu eram sigur ministrul educației, dar mi s-a părut că pe de-o parte vorbim despre penitenciare ca despre niște locuri în care, de detenție, în care nu ai, cum să spun, condiții minime, la standarde minime cerute, de exemplu, de CEDO. Deci sunt locuri în care nu poți trăi, ca să spun așa. Pe de altă parte, existau autori în penitenciare care erau mult mai prolifici decât cadre universitare libere. Și în considerarea acestui lucru, mi s-a părut firesc să pun capăt acelei, am zis eu atunci, hemoragii. Erau oameni care scriau în 6 luni câte 10 lucrări științifice, pretind științifice. Am dat această ordonanță, am suspendat temporar pentru că mi s-a părut firesc să fac o consultare publică și să discut cu Ministerul Educației, care era și el implicat, cu CSM-ul, și după aceea să vedem dacă o suspendăm de tot prevederea sau nu. Din păcate este un, dacă vreți, un eșec al mandatului meu. Știți că n-am reușit să elimin această prevedere și știți că lucrurile au revenit la cum erau înainte de această ordonanță. Deci, în timp ce noi vorbim, probabil că sunt niște concetățeni care, închiși fiind, elaborează niște lucrări științifice extraordinare. O să vreau să revenim un pic la lucrurile astea științifice, dar la polul opus față de ordonanța aceasta, tot în 2016, către final, ai propus o simplificare a modului în care sunt eliberați condiționat deținuții, urmând ca de această prevedere să beneficieze câteva mii de persoane. Care este diferența dintre acest proiect și cel implementat de Tudorel Toader, care a eliberat câteva mii de deținuți din penitenciar? Da, trebuie spus că proiectul acesta pe care l-am propus anul trecut și pe care l-a adoptat guvernul nu era un proiect de ordonanță de urgență. Deci noi am adoptat un proiect de lege. La preluarea mandatului meu, una din temele care mi-a urmărit de altfel întregul mandat a fost tema condițiilor precare din penitenciarele din România. Și nu a fost un moft din partea mea că m-am ocupat de asta, eram în situația în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, dăduse în 2012 o decizie prin care cerea statului român să ia măsuri pentru că primește mii de cereri de la persoane aflate în detenție, în penitenciarele din România, care se plâng de condițiile precare în care își execută pedeapsa. Deci aveam o decizie în 2012, dată de CEDO, care cerea ca guvernul să facă ceva. Când eu am venit la sfârșitul anului 2015, nu se făcuse mai nimic. Se vorbea de investiții de 850 de milioane în penitenciare noi, și tot anul 2016 am încercat să vedem cum anume putem corecta ceea ce avem în penitenciare. Știut fiind faptul că, bun, legislația împiedica și să construim penitenciare peste noapte, știut fiind și faptul că CEDO, deci Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spunea că problema aceasta a supraaglomerării și a condițiilor precare din penitenciare nu ține numai, nu se rezolvă numai cu construcția de penitenciare noi, deci trebuia să vedem, să ne uităm un pic la întregul context. Trebuie spus și că CEDO, când, da, România nu este primul stat împotriva căruia CEDO a pronunțat o asemenea hotărâre. O făcuse înainte împotriva Italiei, o făcuse împotriva Ungariei și împotriva Bulgariei, ca să mă refer la trei state care sunt și ele membre ale Uniunii
europene. Și soluția pe care aceste trei state le-au ales, pentru că curtea spune ai persoane care sunt în detenție și care execută detenția în condiții precare. Nu o să intru în tehnicalități ale convenției, se încălca articolul 3 din convenție și statele acestea care au primit astfel de decizii înaintea noastră, Italia, respectiv Ungaria, ca măsură compensatorie, pentru că CEDO asta cerea, o măsură compensatorie pentru aceste persoane, ca măsură compensatorie, Italia, respectiv Ungaria, au găsit modalitatea unei compensări într-o sumă de bani pe zi de detenție în condiții precare. Și de aici confuzia din spațiu public românesc de anul trecut cu amenda de la CEDO. Deci nu e vorba de o amendă, este vorba că CEDO îți spune ia măsuri și uite, măsurile pe care alte state care au fost în aceeași situație le-au luat sunt măsuri din acestea bănești, de a te compensa în bani. În Italia compensarea aceasta însemna, prin lege, s-a dat o lege de către statul italian, 8 euro pe zi, pentru fiecare deținut, pentru fiecare zi de detenție în condiții precare. Și în Ungaria, 5 euro. Eu, în discuțiile pe care le-am avut cu CEDO, cu reprezentanții CEDO, cu președintele curții, am zis că eu nu pot, e și moral, și politic, imposibil ca eu, un ministru dintr-o țară în care avem 78% din școlile din mediul rural care au toaletele în curte, iar Convenția Europeană a Drepturilor Omului garantează și dreptul la educație, în condițiile în care eram un ministru tehnocrat care venea în urma unei tragedii ca cea de la Colectiv, în care niște concetățeni de noștri fie au murit pe trotuar că n-au venit salvările, fie dacă n-au murit au fost infectați în spitalele românești. Deci situația în România nu justifica, cum să spun, un recurs compensatoriu în bani. Și n-am gândit atunci că această compensație să vină în zile câștig, deduse din pedeapsă, dar nu deduse oricum. Parlamentul, am explicat și pe Facebook, Parlamentul a schimbat în mod fundamental această lege. Ai spus, Andy, că în acest proiect de lege urmau să fie eliberate câteva mii de deținuți. Nu. Ministerul Justiției și domnul Tudorel Toader, despre care sper încă că mai are ceva onoare, Ministerul, repet, are date de la ANP pe care eu le-am cerut la acel moment și potrivit cărora, prin proiectul de lege, așa cum l-am promovat noi, eu, ca ministru în guvernul Cioloș, nu ieșeau mai mult de 1000 de persoane. Și exista un filtru al judecătorului, iar în Parlament, din păcate, s-a mers așa, s-a dublat numărul de zile, s-a spus că nu se mai face o evaluare individual a fiecărei persoane aflate în detenție, ci s-a spus dacă suntem în blocul ăsta și într-una din camere sunt condiții precare, atunci toată lumea din blocul ăsta, toată lumea din clădirea respectivă beneficiază. Deci, în fapt, s-a deturnat complet sensul legii, nu s-a făcut niciun fel de dreptate și, bun, și nu facem decât să întoarcem populația și societatea civilă în sensul ei cel mai larg împotriva unei asemenea măsuri. E o diferență foarte mare ca număr de deținuți eliberați între proiectul propus de tine Categoric. Și cel Categoric. Implementat da. Acum. Categoric. Dar ca și tip de deținuți sau ca și motiv pentru care ei au fost încarcerați, acum principalul lucru care se impută domnului Toader este că a eliberat foarte mulți oameni care erau închiși pentru viol, pentru crimă, pentru tâlcării, pentru agresiuni foarte, foarte grave. Eu cred că aici trebuie făcut, aici ar fi trebuit să explice domnul ministru Toader mai bine, pentru că o să-l invităm, sper să și onoreze invitația. Pentru că domnia sa era ministru când acest proiect a fost dezbătut în Parlament și din informațiile pe care eu le am, Ministerul Justiției a fost marele absent de la aceste discuții în Parlament. Deci noi trebuie să facem o distinție între, de pildă, o lege a grațierii. Printr-o lege a grațierii poți să elimini de la grațiere persoanele sau faptele de corupție, nu știu, crimele, violurile, faptele foarte grave. În clipa în care însă CEDO îți spune ai o problemă cu condițiile în care se execută detenția,
Noi nu putem face acolo diferențieri, nu putem spune pe cel condamnat de corupție îl putem ține în condiții precare, pe cel condamnat pentru un șantaj nu îl putem ține în condiții precare. Deci nici alte state, în clipa în care se constată încălcarea convenției, articolului 3 din convenție, nu contează ce faptă a săvârșit persoana respectivă. Însă de aceea o asemenea măsură trebuia să fie luată, cum să spun, cu un anumit filtru. Nu cu un număr mai mic de zile câștigate și iarăși sunt nevoită să intru puțin în detalii tehnice. În proiectul pe care eu l-am promovat se evalua persoană cu persoană, fiecare deținut și exista, se numește o vocație la liberarea condiționată, deci tu câștigai ca deținut niște zile și ajungeai mai repede să-ți execuți partea aceea de pedeapsă, o fracție din pedeapsă care îți dădea nu dreptul de a fi liberat condiționat, ci vocația de a te duce în fața unui judecător, exact, care sigur analizează cum te-ai comportat tu în timpul detenției, dacă ai participat la, mă rog, dacă ai arătat că te îndrepți. Adică exista un filtru pentru fiecare persoană în parte care, și filtrul acesta era judecătorul. Din păcate, în proiectul așa cum a fost adoptat în Parlament, acest filtru a fost ridicat, zilele au fost dublate încă o dată. Eu cred, da, sigur că vorbesc aici puțin subiectiv pentru că am promovat acest proiect și încă o dată nu-mi pare rău că l-am promovat. Cred că este mult mai bine să dai o compensare în zile câștig decât să dai într-o țară săracă o compensare în bani, făcând ca mersul un penitenciar să fie de fapt lucrativ, nu? Mă duc în penitenciar și ce bine, ies de acolo și cu o anumită sumă de bani. Deci nu-mi pare rău, mi-asum și răspund în fața societății românești pentru acest lucru. Însă filtrele pe care noi le-am propus erau altele decât ceea ce vedem acum, când asistăm la până la urmă o grațiere mascată. Deci ca să conchid, nu se poate face distinție între tipurile de infracțiuni. Ceea ce se putea face era ca judecătorul să oprească în considerarea fiecărui deținut în parte eliberarea unui deținut sau altuia. Dar cum poate fi dată o astfel de lege a grațierii fără să mai avem parte de o grațiere mascată în care faptul că anumiți deținuți ies mai repede din penitenciar este doar o consecință a faptului că alt tip de deținuți trebuia să iasă de acolo și atunci au ieșit cumva la grămadă. Da, eu bine, sigur că acum noi nu putem decât să speculăm cu privire la... Se poate da o astfel de lege a grațierii? Astfel păi încât nu, eu să... nu, eu nu, sigur că nu. Poți avea niște noi filtre? Avem acum, păi se poate da o lege a grațierii și în România s-au dat legea ale grațierii, însă filtre în care s-a decis prin politica, dacă eu de pildă am foarte multe fapte de corupție în România, cum e cazul de atâția ani, sigur că printr-o lege a grațierii niciodată nu s-au grațiat persoanele care au săvârșit fapte de corupție. În general, printr-o lege a grațierii nu se grațiază cei care săvârșesc fapte foarte violente, omoruri, violuri. Deci există un asemenea, există posibilitatea de a selecta. Eu am făcut aici paralela cu grațierea ca să spun că față de o asemenea lege a grațierii, unde pot selecta pe tipuri de infracțiuni, atunci când discuți despre condițiile în care se execută pedeapsa și despre încălcarea articolului 3 din Convenție, așa cum l-a constatat Curtea Europeană, nu se pot face asemenea distinții. Deci, ca să fiu poate un pic mai clară, și dacă alegeam calea Italiei sau a Ungariei, am fi plătit și violatorul și criminalul și pe toți cei care au făcut cele mai abominabile fapte cu exact aceeași sumă de bani, 8 euro, 5 euro, cât ar fi decis statul român dacă ar fi decis să adopte o asemenea măsură. În prezent, moda scrierii de cărți este într-un moment de înflorire, iar toate aceste scriituri, să le spun, au devenit lucrări științifice cu girul unor profesori universitari, pentru că nu putem să ne lăudăm niciunul dintre noi cu faptul că scriem lucrări științifice, ele trebuie să devină lucrări științifice. Unele dintre cărți erau pline de poze, erau pline de emoticoane, ca pe Facebook, smiley face-uri. Altele erau niște plagiate grosolane din autori precum judecătorul Cristi Danileț. Deci un deținut dintr-un penitenciar din România
scrie o operă de artă, o operă literară, plagiind numai puțin de un judecător. Iar această operă literară este girată de un profesor universitar, sau de mai mulți, nu știu exact care e procedura, astfel încât oamenii respectivi beneficiază de scutirea pedepsei. Există undeva o analiză în baza căreia profesorii respectivi au decis că acea scriitură este o operă literară încât să se califice pentru a-i scădea pedepsa? Anul trecut, când eu am publicat, anul trecut, de fapt, era pe 31 decembrie 2015, când, după foarte multe insistențe și după ce le-am spus celor de la Administrația Națională a Penitenciarilor că eu nu am planuri de revelion, era 7 seara și nu primisem lista. Le-am zis, dacă vreți, stăm aici până la... Eu nu plec din birou până nu-mi trimiteți lista cu penitenciarul în care s-a scris, autorul, că din moment ce scrie o lucrare științifică și ai publicat-o, aceasta este o informație publică. Deci am vrut penitenciarul în care s-a elaborat, autorul, timpul de eliberare a lucrării, și aveam lucrări care se elaboraseră în 72 de ore, de exemplu, și titlul lucrării. Și pentru că legea prevede, de fapt un regulament prevedea că trebuie semnătura, că tema științifică selectată înainte să te apuci să elaborezi lucrarea trebuie girată de un cadru universitar, am cerut și numele acelor cadre universitare și le-am publicat, după cum știți bine, am primit tabelul și am publicat. Am fost dat de altfel și în judecată de către două cadre universitare care au spus că le-am stricat eu reputația. Reputația nu le fusese stricată prin faptul că au girat niște mizerii, că nu erau niște lucrări științifice, nu, le stricasem eu reputația că devenise public acest lucru. Și era și un fel de tăcere din asta complice și secretă, pentru că știți că există o lege în România care prevede, o lege privind fondul de carte. Deci orice fel de carte publici în România, legea îți cere să trimiți la Biblioteca Națională. Nu e o lege care numai specifică României. Nu. Biblioteca Națională a unei națiuni se păstrează un număr de exemplare din aceste cărți. Ori noi eram în situația în care la Biblioteca Națională a României aceste lucrări științifice erau ținute sub cheie și acum înțelegem și de ce, pentru că sigur că în clipa în care s-a făcut și o expoziție. Nu erau închise pentru că aveau valoare? Erau închise tocmai pentru... Bun, aveau o valoare atât de mare încât, da. Există și cazuri în care autorul și-a cumpărat toată numărul de exemplare, tot tirajul exact pe care l-a publicat. Deci, cum să zic, era încă o dată o tăcere vinovată, a fost cu participarea largă a unor cadre universitare, trebuie spus asta, pentru că toată lumea a primit girul pe tema științifică respectivă și sigur că și eu mă întreb, au fost cărți, așa cum ai spus, care erau pline de emoticoane, o lucrare științifică în care se spunea cine cu cine a jucat în nu știu ce campionat de fotbal, o altă lucrare care se numea Zborul unui suflet frânt, care poate fi o lucrare de literatură, o poezie foarte frumoasă, dar nu e lucrare științifică. Insist asupra acestui lucru, că legea spune că trebuie să scrie o lucrare științifică, deci nu roman, nu... Ok, dar acum unde suntem din punctul ăsta de vedere? Acum n-aș mai putea să spun unde suntem. Temerea mea, de numai o speculație, este că ne-am întors acolo de unde am plecat. Am văzut că în Parlament, Parlamentul României a considerat că în aceleași penitenciare în care nu avem condiții bune de detenție, se poate face totuși o lucrare științifică de calitate. Dincolo de glumă, cum să spun, eu găsesc că este o rușine pentru cercetarea cercetarea științifică din această țară și încerc să-mi imaginez cum trebuie să se simtă oamenii care chiar fac cercetare în țara aceasta. Lucrările lor sunt egale cu emoticoanele acelea. Asta voiam să spun. Unul dintre lucrurile care ne-a unit cumva încă din iarna asta a fost exact dorința de a face ceva mai mult decât a ne revolta și a ne lamenta pe anumite subiecte care, ca oameni civilizați, educați, ni se par revoltătoare. S-a întâmplat ceva mai mult cu acei profesori universitari, dincolo de faptul că le-a fost reputația pătată? Au existat măsuri punitive? Nu. Au existat sancțiuni? Nici nu exista o asemenea posibilitate. Oricum, nu în legea... Legea nu prevede o astfel de măsură? Nu, dar eu cred că, știi, Andy,
Până la urmă, și faptul de a fi, și faptul de a te face de rușine într-o cetate. Sunt profesor universitar și de la înălțimea funcției mele universitare semnez că o lucrare care are, în care scriu că Steaua a jucat cu Dinamo și a câștigat Steaua cu 3-0 și pun 3 emoticoane, are calitatea unei lucrări științifice. Eu cred că oprobiul public ar trebui să fie mare, însă din păcate nu este, pentru că noi trăim într-o societate, din păcate am ajuns să trăim într-o societate în care nu mai există nici meritocrație, nici rușine, nu te rușinezi de faptul că girezi pe cineva care nu știe să se exprime foarte corect în românește, dar scrie 20 de lucrări în 3 luni în penitenciar. Deci n-am răspuns. După cum știi foarte bine, da. Societățile care sunt, sau mă rog, pe care le privim noi ca fiind mai evoluate decât a noastră, n-au ajuns acolo pentru că pur și simplu fundamental ei sunt diferiți. Ci există un set de legi, există un set de măsuri foarte clare, există oameni care le aplică, instituții care le aplică și atunci cumva nu m-aș baza foarte tare pe faptul că oamenii aia s-au discreditat și își vor da vreo demisie de onoare. Nu se pot stabili măsuri punitive astfel încât să fie descurajat girul unor astfel de scriituri și ridicarea lor la nivel de artă? Bun, eu nu sunt cel mai bine plasată să vorbesc despre asta, dar din ce mi-aduc eu aminte anul trecut, au fost universități, peste tot s-a discutat, că a fost un șoc pentru toată lumea, că anumite persoane din diverse universități au putut să dea un asemenea gir. Și sper să nu greșesc, dar din ce țin eu minte, numai Universitatea București, prin rectorul său Mircea Dumitru, care de altfel a și devenit ministrul educației în partea a doua a mandatului Cioloș, a denunțat asemenea acte, însă punitiv, nu, legea nu prevede asta, dar și aici, dacă mi îngăduie, aș face o mică paranteză și aș spune, ai vorbit de celelalte societăți care au legi. Sigur că și noi avem legi foarte bune, dar le și aplică, e adevărat, numai că în afară de lege nu poți legifera totul. O societate se bazează și pe o structură morală. Sunt lucruri pe care nu le poți pune într-o lege, dar pe care nimeni nu le face. De exemplu, ca să dau un exemplu, eu cred că într-o țară, să zicem ca Germania, dacă un politician trece în 3 ani prin 7 partide, eu cred că n-ar mai fi votat. Adică, sau în Statele Unite, eu nu pot să-mi închipui că cineva care a stat la Republicani o vreme și după aceea se mută la Democrați pentru că în sondaje vede că democrații au șanse mai mari să câștige niște alegeri, este o persoană care ar fi votată. Nu scrie nicăieri în lege că nu poți să faci asta, însă lumea nu te votează. La noi am ajuns așa, avem așa o flexibilitate a principiilor morale, e la fel cu politicienii corupți. Adică noi ar trebui probabil să punem o interdicție în lege și să spunem, sau nu neapărat corupți, condamnați. Cine e condamnat definitiv nu mai trebuie să mai ocupe o funcție publică cel puțin o perioadă. În altă parte, nu e în lege asta, e în bunul simț și încă o dată, în faptul că lumea nu te votează. Nu pot vota pe unul mai slab decât mine. Dacă eu nu sunt infractoare, nu văd de ce aș vota pe cineva care este condamnat. Dar la noi nu există reținerea de a candida. Și vreau să mai spun un lucru despre primarul din sectorul în care a avut loc tragedia de la Colectiv. Eu vă aduc aminte, sigur că nu era domnia sa direct vinovat, nu domnia sa a pus focul în clubul cu pricina, dar domnia sa a avut lipsa de bun simț să se prezinte la alegerile locale de anul trecut. Și dacă ține bine minte, numai o chestiune de procedură l-a împiedicat să candideze, în ciuda faptului că una din victimele de la Colectiv și-a pus mâinile cu falangele amputate pe Facebook și a zis votați piedone. Nu l-a descurajat asta pe un politician de a candida, ci numai faptul că în instanță s-a constatat că e o lipsă de ceva procedural. Ok, despre același politician vorbim de faptul că fix în campania respectivă, în sede de campanie se fuma, la foarte scurt timp după ce fusese promulgată legea antifumat, iar cei care au avut obrăznicia să-l interpeleze au fost bruscați și dați afară. Asta, bun, asta e o problemă, acolo s-ar fi putut aplica legea, însă, încă o dată, nu avem o lege care spune dacă tu ești moralmente responsabil de ceva, ai o datorie
de a sta un pic deoparte, dacă nu din, nu știu, din compasiune pentru... Am dat acest exemplu pentru că mie mi s-a părut absolut strigător la cer. Să vrei să candidezi la mai puțin de un an sau un an și un pic după ce în ograda ta, unde se dădea cu flexibilitate orice fel de aviz, să consider că tu încă mai ai ceva de oferit comunității. Și să nu te retragi nici măcar atunci când o victimă își publică încă o dată mâinile amputate nu de incendiu, ci amputate în urma unei infecții nozocomiale, toate falangele tăiate, și spune votați piedone. Nici atunci acel politician nu s-a retras. Ori și dacă atunci vrei, acei oameni nu l-au mai... Da, ori dacă vrei, asta face diferența între noi și societăți mai așezate. În alte societăți așa ceva, o asemenea încălcare a oricărei norme de bun simț, de morală, de... Nu cred că există. Ori la noi lucrurile astea încă trebuie practicate. Revenind în zona legală, întrebarea pe care vreau să o adresez înainte să-mi răspunzi deja la jumătate din ea în mod anticipat, era cum vezi decizia parlamentarilor de a putea fi candidat la președinție un condamnat penal? Păi, cred că tocmai am răspuns. Dar aici deja intrăm într-o zonă un pic legală, pentru că nu mai are legătură cu cât de moral este ca tu, condamnat penal, să candidezi la președinție și de cadrul legal care îți permite să faci asta. Aici cred că e poate o lipsă și încă o dată, cred că am anticipat spunând că probabil că vom fi în situația în care va trebui să spunem într-o lege. Se întâmplă și în alte țări, dacă nu greșesc, Macron face asta acum în Franța, pune în lege electorală interdicția de a candida dacă ai fost condamnat. Sigur că nu e o interdicție pentru eternitate, dar măcar o vreme. Probabil că și noi va trebui să facem acest lucru. Însă mi-e teamă că s-ar putea ca o asemenea prevedere să fie declarată în țara noastră neconstituțională. În țara noastră, adică în țara în care poți candida... În țara noastră numită România. În țara în care poți candida din pușcărie... Da, acesta este un alt exemplu. Știți când pe mine... E cumva o întrebare. Da, e... Cum putem stopa aberațiile astea? Pentru că sunt niște lucruri anormale, sunt niște lucruri nefirești, dincolo de faptul că sunt imorale. Da, păi cred că trebuie să trecem ce avem de trecut și în cadrul legal, dar încă o dată, noi nu vom putea legifera lipsa celor 7 ani de acasă, de exemplu. Deci trebuie să ne mai uităm puțin și la ce fel de societate avem, să ne întrebăm dacă ne place. Nu știu, dacă aș fi dintr-un sat și aș vedea că toată lumea din care muncește din satul respectiv a plecat în altă parte, să muncească în altă parte, și eu continui să-l votez pe primarul care aruncă în mine cu un kilogram de făină înainte de alegeri, nu știu, m-aș gândi de două ori, îmi place satul în care sunt, îmi place că nu mai e nimeni aici, îmi ține de foame kilogramul acela de făină pentru următorii 4 ani. Deci trebuie un mix, cred, de prevederi, da, legale, o aplicare a legii care să fie aceeași pentru toți. Deci, apropo de chestiunea cu fumatul, bun, să nu conteze că sunt... al treilea om în stat, al șaptelea om în stat sau pur și simplu cetățeanul Raluca Prună, fumez într-o instituție publică, trebuie să fiu penalizată și eu și politicianul respectiv. Deci un mix de prevederi legale, dar și cred că ne trebuie și puțină introspecție, să ne uităm la noi și să vedem dacă ne place cum am ajuns. Revenind un pic la legile justiției, șefa DNA ne spunea în emisiunea trecută că dacă legile justiției vor trece în forma actuală, atunci DNA va ajunge să se ocupe de blatiștii de pe CFR și de corupția foarte, foarte mică. Cum vezi efectele directe ale acestei legi asupra activității parchetelor și instanțelor? Le politizează? Le mai lasă libertatea să-și facă datoria? În proiectul promovat de ministrul Toader, sigur că acolo totul era nenuanțat și foarte direct cu privire la faptul că procurorul urma să fie subordonat politic ministrului justiției. În proiectul acesta, acum de ultimă oră, în inițiativa aceasta parlamentară, lucrurile sunt puțin mai nuanțate. Însă sigur că existența unei direcții de investigare a infracțiunilor săvârșite de judecători sau procurori, care exista și în proiectul Toader și rămâne și în acest ultim proiect, este sigur de natură să îi oblige pe magistrații din această țară să-și cenzureze un pic
actul de justiție pe care îl livrează. La fel și discuția aceasta, discutăm foarte mult despre răspunderea magistratului, ca și cum la momentul la care vorbim, statul nu s-ar putea întoarce împotriva. Avem un cadru legal, însă încercăm să inducem o teamă magistratului și probabil că efectul, da, ar fi acesta, să ne întoarcem la o Direcție Națională Anticorupție care se ocupa în 2002-2003 de nașul de tren, de cazuri mici și de corupție. Ca ministru al Justiției în guvernul Cioloș, cum ai văzut atunci cu cifre și fapte concrete și rezultate activitatea DNA? Păi am văzut atunci cum a văzut toată lumea. Cred că dacă ne uităm de la un an la altul la raportul de bilanț al DNA, vedem și că a crescut numărul de condamnări în instanță în cazuri de mare corupție, vreau să spun. Am văzut și că a crescut numărul de, vorbim de recuperarea prejudiciilor, de exemplu. Anul trecut, sper să nu greșesc, vorbeam de aproape jumătate de miliard de euro, valoarea bunurilor care prin hotărâri definitive decise de un judecător au fost confiscate. Anul ăsta deja cifra a crescut. Deci cred că DNA a dat măsura a ceea ce înseamnă lupta anticorupție atunci când ești lăsat să o faci. Și asta o spun nu numai eu, asta o spun toți partenerii noștri strategici. Eu în timpul mandatului meu anul trecut, fie că am fost la forumul anticorupție organizat, summitul anticorupție organizat de premierul Marii Britanii, unde am fost felicitată, sigur, eu eram acolo, eu personal pentru activitatea DNA, fie că am fost la OCDE, peste tot pe unde m-am dus, lumea spunea, aveți această Direcție Națională Anticorupție și faci o treabă foarte bună. Dar aș vrea, numai puțin dacă îmi îngădui, să spun ceea ce și procurorul șef al DNA spune. Corupția nu poate fi combătută numai cu mijloacele legii penale. Deci niciodată DNA-ul nu va putea să facă curățenie în cetate. Trebuie să facem și prevenție și în sensul acesta, ceea ce am spus mai devreme, de exemplu, cu politicianul corupt, n-ar fi mai bine ca politicianul corupt să ajungă să nu mai candideze decât să lasă candideze, să fure și după aceea să încerc să-l prind și să-l condamn. Ba da, fix de asta este nevoie de o astfel de colaborare între societatea civilă și instituțiile statului. Da. Pentru că, pe de-o parte, politicianul corupt n-ar trebui să mai aibă voie să candideze, pe de altă parte, dacă totuși există o astfel de scăpare legislativă și îi se permite să candideze, cetățeanul n-ar trebui să-l mai voteze. Astfel încât, indiferent de care filtru ar trece, politicianul corupt să nu poată să mai facă să-și construiască o carieră în România. Din momentul în care ministrul justiției a vorbit despre legile justiției și până acum, reacțiile din partea Comisiei Europene au fost sporadice. A fost o reacție la început din partea reprezentanței Comisiei Europene în România, plus o informație care exista o evaluare în cursa Comisiei. Ce știi despre poziția Comisiei față de aceste proiecte? Sigur, Comisia acum nu este un actor politic și nu numai acum, dar în general, de când avem acest mecanism, Comisia, dacă pot să zic așa, vorbește prin rapoartele pe care le publică și în cadrul acestui și le publică în cadrul acestui mecanism de verificare și cooperare. Eu n-aș vrea să anticipez ce va fi în următorul raport, dar având o experiență la Comisia Europeană, nu cred că aceste derapaje vor scăpa nesancționate în raport. Și când spun nesancționate, sigur, Comisia va face ordine în România. Noi trebuie să facem ordine în România. Societatea, în sens larg. Dar Comisia poate atrage atenția asupra unor lucruri. Și eu cred, n-am informații, dar eu cred că acest raport nu va putea face altfel decât să constate o tensiune în societatea românească, să constate că am reușit prin ordonanța 13 să scoatem în stradă clasa politică, cei care au adoptat această ordonanță, să scoată în stradă 600.000 de oameni, ceea ce este fără precedent după 1989. Toate lucrurile acestea cred că vor fi notate în raport și
Cred că toate aceste lucruri vor conduce, cred, la constatarea că România nu este încă în situația în care ridicarea mecanismului să fie posibilă. Pentru că eu am impresia că acum clasa aceasta politică face tot ce-i stă în putință ca să arate că mecanismul nu trebuie ridicat. Și vocile din societatea românească, magistrații înșiși, cei care au semnat memoriul și mulți alții, și grupuri din societatea civilă, toate se adresează comisiei și spun nu ridicați acest mecanism. Și aș vrea să mai demontez un mit și să spun că vocile unor politicieni care spun că noi cei care credem că mecanismul a făcut bine României, noi cei care credem că mecanismul nu poate fi ridicat acum, suntem dușmanii interesului național, nu. Eu cred că dușmanul interesului național este exact acela care încearcă să submineze zi de zi tot ceea ce România a câștigat în materie de independență a justiției, a câștigat greu în ultimii 10 ani. Ne apropiem foarte, foarte repede de final, nu-mi dau seama când a trecut o oră. Mai avem câteva subiecte pe care aș vrea să le dezbatem foarte rapid. Vorbind despre comisie, de data aceasta o altă comisie, cea de la Veneția, a spus foarte clar și foarte răspicat că nu se pune problema de stabilirea unui prag în abuz, la abuzul în serviciu. Curtea Constituțională spune că e nevoie. Ce părere ai despre asta? E nevoie de un prag? Noi acum așa e, suntem într-o situație, noi în general, noi România ne punem în situații foarte dificile. Sigur că prin decizia 392, cred că, a Curții Constituționale, se vorbește de un prag și se invocă o recomandare a Comisiei de la Veneția. Acum noi nu avem o poziție oficială a Comisiei de la Veneția, dar Comisia de la Veneția, fiind întrebată, dacă nu mă înșel, de jurnalistul Liviu Avram, a răspuns foarte clar și a spus că e cumva cam ca la Radio Revan, ca să vorbesc așa mai informal. A zis că noi acolo am vorbit de un prag, dar în niciun caz era vorba de miniștri, nu era vorba deci era vorba de cineva care este într-o funcție guvernamentală foarte înaltă și s-a vorbit de un prag înalt, nu într-un sens al pragului valoric. Dar sigur că noi acum suntem în situația în care depinde cum citește această decizie a Curții Constituționale, dar sigur cei mai mulți cred că Curtea a cerut, a sugerat, Curtea n-a avut curajul să spună da, trebuie un prag, a sugerat că ar trebui un prag. Bun, ca să salvăm această situație, pentru că e foarte greu să... Nu poți să nu aplici o decizie a Curții Constituționale, dar ca să salvăm onoarea nereperată a Curții Constituționale, eu cred că cel mai simplu se poate face prin adoptarea unui prag absolut simbolic, un prag valoric simbolic de un leu. Avem un prag, că ne-a cerut Curtea, și el este de un leu. Și am putea rezolva, dacă există seriozitate. Discuțiile acestea, știți, în care, de pildă, domnul ministru Iordache zice, hai să-l stabilim în jur de 19.000 de lei. Astea sunt discuții de cafenea. Noi doi, nici noi doi acum, nu? Dacă am vorbit, nu ne-am lansat în asemenea. Când ne-am vedea mâine la o ceainărie, am putea spune că ar putea fi în jur de un leu, un leu jumate. Dar te aștepți de la cineva care este într-o funcție publică și care conduce o dezbatere, o comisie instituită printre altele și pentru asta, la ceva mai multă seriozitate. Ori eu cred că și chestiunea asta a pragului la abuz e 200.000, e 1.000.000, e în jur de 19.000, nu face parte decât din perdeaua asta de fum care se aruncă către noi, către publicul românesc, până când de lehamită nimeni nu o să mai facă nimic. Dar eu sper că nu, eu sper că asta să ne facă mai puternici și mai numeroși în a vorbi împotriva unor asemenea practici politice. Legat de responsabilitate și de cine ce ar trebui să facă, am salutat și eu continui să fac gestul pe care jurnalistul Liviu Avram l-a făcut. De fapt, cam toată societatea civilă și o bună parte din magistrați au salutat gestul respectiv. Mi se pare un gest absolut normal pentru el ca cetățean, pentru el ca jurnalist. Dar pentru noi ca țară e normal ca un jurnalist să facă să ajungă nefăcând altcineva la nivel instituțional. E normal ca un jurnalist să ajungă să facă un astfel de demers? Nu ar fi trebuit ca o instituție să facă acest demers și să lămurească lucrurile astea? Sigur că presa e paznicul, răspunsul simplu e presa e paznicul democrației și e foarte bine că Liviu Avram a făcut asta. Altfel, sigur că sunt convinsă că întrebarea e retorică. În mod normal,
Întrebarea de fapt, cine trebuia să facă asta? Pe instituțiile statului trebuiau să facă asta și eu cred că acum, iată, domnul ministru Iordache are posibilitatea de a solicita Comisiei de la Veneția opinia cu privire la un prag, dar știți, și cu comisia aceasta de la Veneția o invocăm atunci când ne convine, uneori o invocăm prost și manipulator. Când știm deja cam ce o să spună Comisia de la Veneția, atunci devine totul urgent și nu mai avem timp să consultăm Comisia de la Veneția. Trebuie spus și că reprezentantul României în Comisia de la Veneția este chiar ministrul Toader și domnia sa a spus de câteva ori că va consulta Comisia. Acum, în fine, a rămas la fel de neclar. Răspunsul e cineva care trebuie să fie o instituție a statului, instituția responsabilă este acum această comisie specială, trebuie să aibă onoarea de a consulta Comisia de la Veneția. Ok, și ca să încheiem într-o notă un pic mai pozitivă, crezi că România în acest moment are nevoie de o reformă în justiție? Cred că România în acest moment a trecut printr-o reformă în justiție, dar ca orice lucru, știți, o reformă putem ști când începe. Și reforma justiției în România a început în anii 2000 când se negocia pentru aderarea la Uniunea României, la Uniunea Europeană. O reformă nu se termină niciodată, lumea în jurul nostru se schimbă, dar revoluțiile însă se termină. Deci eu cred că avem acum bazele legislative pentru o justiție care a dovedit că este independentă, că poate funcționa independent și că trebuie să mai facem mici ajustări. Deci răspunsul e nu avem nevoie de o revoluție acum în justiție. Și de o reformă continuă. Și de o reformă continuă și de ajustare. Ce-i face dacă ai mai fi acum ministrul justiției? În ce sens? Cu aceste legi ale justiției? Mm-hmm. Păi cu siguranță n-aș fi făcut ce a făcut domnul ministru Toader. Și aici spun asta cu foarte mare regret, pentru că domnia sa este un foarte mare jurist în această țară. Eu m-aș fi bătut pentru aceste legi și mi-aș fi asumat proiectul pe care l-am propus. Nu le-aș fi trimis la Parlament și nu aș fi Așa cum până la început să facă. Domnia sa este un jurist foarte încercat și ne-a arătat că în afară de faptul că e un jurist bun, dacă e să ne luăm după titlurile pe care țara aceasta, toate titlurile, doctor, a fost rector, a fost universitar, cred că este și un foarte abil om politic. Știe să joace foarte bine și... Ai mai acceptat un portofoliu la justiție? E întrebare, o întrebare care nu știu dacă și are sensul. Probabil că da, pentru că cred că sunt lucruri pe care le-am început și nu le-am terminat. Dar cred că politica se face prin oameni politici, iar eu nu sunt un om politic. Și legat de lucruri începute, aș vrea să te întreb despre Platforma România 100, despre rolul tău în platformă și despre planurile voastre pe termen scurt, că pe cele pe termen lung le-am aflat. Eu sunt membru în Platforma România 100, alături de mulți alți colegi care am făcut parte din echipa guvernamentală într-un sens larg și încercăm să propunem României o alternativă, o alternativă în care, așa cum am zis, bunul simț, respectul pentru celălalt contează. Duminică se iese în stradă din nou, din păcate, pentru ceea ce se anunță a fi cel mai mare protest de la protestele din februarie încoa. Care crezi că este principala prevedere, principala propunere din pachetul de legi care va mobiliza acum cei mai mulți oameni pentru a ieși în piață? Aș zice că sunt vreo câteva. Este vorba de această direcție specială de investigare a infracțiunilor săvârșite de magistrați, care aduce aminte de niște vremuri de tristă amintire. Este vorba de inspecția judiciară care este plasată sub autoritatea unei struțocămile care, nu știm ce, se numește Consiliul de Integritate pentru judecători și procurori, care nu are un fundament în Constituție. E vorba și de procedura de numire în funcțiile înalte din parchet, unde președintele a fost lăsat, dar și acolo e o discuție. Poate refuza numai o dată propunerea. Deci e vorba de fapt de acele câteva prevederi despre care magistrații, societatea civilă a vorbit până acum. Ai spus că din păcate trebuie să ieșim în stradă. Eu cred că aș spune că în contextul ăsta, din fericire ieșim în stradă, din fericire încă suntem o societate foarte vie
Și dacă îmi dai voie, pentru că am vorbit puțin înainte de Platforma România 100, vreau așa să anunț ca pe un teaser faptul că Platforma România 100 va ieși mâine cu un apel prin care invită lumea să se alăture acestor proteste. Nu e un apel politicianist, este un apel care și explică de ce anume trebuie ieșit în stradă, pentru care motive trebuie să ieșim în stradă. Excelent, mă bucur foarte tare să aud acest lucru. Săptămâna viitoare o să ne vedem cu consilierul general din partea PNL, Ciprian Ciucu, cu care o să vorbim despre alte grozăvii pe care actuala coaliție le face, respectiv legea salarizării și, impact, și modificările la sistemul privat de pensii. Și de asemenea vom face împreună cu Ciprian și niște calcule pentru a vedea concret impactul pe care aceste modificări îl vor avea asupra noastră ca și oameni. Raluca, îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Eu mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături și ne vedem săptămâna viitoare.